moarte, hoții! Dă o scară de la 1 la 10, mori! Jos, chiloții! Cu plăcere! Crap! Borset! Crap de ciuda! Ia uite, mamă, nu sunt frumoasă, nu sunt ca Britney Spears în videoclipele alea ale ei! Deci cadou de Valentine's Day, cadou de dragobete, cadou de 1 martie, cadou de 8 martie, păi rămânem fără bandă, bă, pură să moară, mă! Atâncă, normal, ce vrei să le iasă picioarele afară? La cine? Păi cum la cine? La flori, dar la oameni, nu la oameni, ci oamenii au picioare? N-au! Moarte, hoții, jos, chiloții, băi! În familia Clejani e liniște și pace. Viorica e la cură de slăbire, Margherita are interzis la ieșit în cluburi, iar Ioniță se lasă de băut. Ia uite, băi, nene, am ajuns să joc leapșa de foame prin casă. Ia taci, mă! Olică, viața mea, greu mai e cu dieta, ziua îndreaptă tot pe șoapte, vreau șaorma cu de toate. Unde-ai pus-o, mă, Ioanița, mă, unde-ai pus-o, că mă apucă dracii amari, mă, unde, unde-i, mă, Ioane, mă? Ioane, unde-ai pus-o, mă? O iubire a dracului, Ioane, că mă apucă dracii amari, unde e? Margherito! Auleu, să-mi sară siliconul ăsta de-n piept! Margherito! Ce fa, mă, mamă, la ora asta, mă, te-ai latrântă cu frigiderul! Firea dracu, Margherito, să-mi cadă glicemia iar până în călcâie! Ce frigider, mamă, fac stretching, dă-l așa! Nu știi că sunt la cură? Stretching la ora asta? Păi da! Da, stretching, mamă, păi da, mi-a căzut glicemia și am venit și o să văd dacă mai e niște calciu pe pereți, știi, ca să crească glicemia la loc. Mumică, gata, muclez! Gata, muclez la trombon! Că noi avem lambreuri de-astea pe pereți la noi aici! Crezi, Margherito, că ne aude radarul! Aoleu, tată! Firea dracului, Ioniță, că numai tu mi-ai scurgea urmele, mă! Opa! Auzi, prințeso, de unde te duci tu, mama, așa, cu țoalele astea aranjate? Ce te pregătești de bal? Ce e, mamă? Cum sunt îmbrăcat-o eu? Păi cu țoarele alea bune, mamă! Aulu, da! Ia uite ce frumoase sunt țoarele astea bune de pe mine! De unde l-ai fi luat eu pe astea? Din mine, din șifoniere, a? Ia uite, mamă, nu sunt frumoase, nu sunt ca Britney Spears în videoclipele alea ale ei? Păi ia uite! My loneliness is killing me! Nu? Păi și unde duci tu, mamă? Sunt somnambulă, mama, asta e săraca de mine! Margherito! Păi somnambulii merg cu mâinile întinse așa, mamă! Înțelegi, cu mâinile înainte! Asta era, da? Da! Margherito! Păi somnambulii merg pe case, mamă, nu o ard așa prin bucătărie! Păi pe case mă duc, mamă, da! Margherito! Mă apucă dracii amari, mamă! Bine, mamă, că te recunosc! Mă duc și eu la club să mă distrez! Da? Da, cu fetele să dansez, că noi suntem generația nouă, mamă, numai ca pe vremea ta! Mă duc să dansez pe ritmi murtonice! Păpituri electronice, nu? Da, asta e, dar să nu mă spui lui tata, că nici eu nu te spun. Ce să nu te zic lui tata? Radarul, Ioniță! Ia uite ce ne-ai speriat, mă, bărbate! Ia uite ce ne-ai speriat, dă să-mi sară inima de-n piept! Ceva, fetele, se distrează? Da! Păi da, ia bagă-mă! Mă! Zi-mă ceva! Cum crezi? Ce faceți voi aici, mă, așa? Păi, repetam. Asta-i, da? La asta, cum zice, mă, la asta? La major. La major. Da, și Margherita i-a ieșit un pic la jogging, așa, știi? Margherito! Da. A ieșit tu așa, îmbrăcată la jogging? Nu. A ieșit, cum? N-a ieșit, nu, s-a
s-a dus până la capăt ea. Dar s-a îmbrăcat mai întâi între lingua la bun și după aia, că a venit după mine, că eu eram de somnambul, așa m-am apucat de somnambule alea, s-a schimbat, știi, că eu mă dusesem de nebună. Tăticule, s-a dus până în centru, că nu trebuie să merg între lingua la, m-am schimbat și de centru. Așa e, trebuia să vadă lumea frumos. Nu? Dar tu, Ioniță, dar tu ce faci cu sticla aia în mână? Care sticla? Asta? Păi da. Păi asta am găsit-o pe în casă și am venit să o arunc. Și pe urmă să-mi iau și eu ciocolată, că căzuse glicemia. Și pe urmă să-i duc și lumea câte o ciocolată caldă, că căzuse și ei glicemia. Iată glicemii căzute. Ce faci, fungi, băiatul lui mama? Ce faci, bărbate? Ce faci, mă, fratelo? Șaurmele-s la mine. Nu le vezi că ești la cură. Tu te bă, n-ai să bei că te-ai lăsat. Ce? Ăla cu taxiul! Dă-i drumul de aici până nu vin la tine! Ce fac, mă? Asta, mică-i pedepsită! Ha! Fulgi, fulger, mamă! Hai de și acum toată lumea la ea în pat până nu mă enervez! Ia uite, mamă, tu! Singera! Ocazia asta fac și mișcare, normal că fac. Eu. Ce faci aici, nenorocit? Ce nenorocit? Eu nu sunt nenorocit, eu sunt norocit. Am câștigat și la loto săptămâna trecută, eu. Și ce cauți aici? Ai venit să mă omori, a? Ei, să te omor, cum să te omor? Nu te omor, eu, nu te omor. Păi atunci de ce stai groapa asta aici? Ai groapă, ce asta e groapă? Nu-i groapă asta, nu-i groapă, ia. Păi, dar ce e atunci? Ei, ce e? O gaură, ce să spun, o gaură, pământ, aia e. Păi și de ce să apă gaură asta aici? Ce ai gaură, cum să fie gaură? Ce-o scârtiță? Ce-s orb? Mă vezi că am baston alb și umbl cu un cățel? Nu-s, e o groapă ea aici. Păi și ce faci, bă, cu groapa asta? Grădinăresc, ce să fac? Să nu grădinăresc eu. Ce vorbești, mă? Grădinărești aici, pe trifoiul meu, la ora asta? Păi la ce oră, dar nu la ora aia la altă. Păi de ce nu la ora aia la altă? Păi la ora aia la altă flore să culcă ele. Aha. Și așa adâncă trebuie să fie groapa asta? Păi adâncă, normal, ce vrei să le iasă picioarele afară? La cine? E cum la cine? La flori, dar la oameni, nu la oameni. Ce oameni au picioare? N-au picioare. Păi să n-aibă picioare, mă. Păi și ce flori plantezi tu aici de vrei să nu le iasă picioarele afară? Panseluțe, eu plantez panseluțe, dar nu cadavru. Aha, te-am prins. Deci vrei să pitești un cadavru aici? Ei, vreau să pitesc un cadavru. Cum să pitesc un cadavru? Nu-i cadavru, e om el. Ce om? Ei, un om cu mustață. Cum un om cu mustață? Și de-aia s-a groapa asta ca să bagi un om cu mustață în ea, a? Ei, de-aia s-a groapa, nu de-aia. Păi atunci de ce? Ei, o s-a pentru mine, dar nu pentru altul, pentru mine o s-a. Pentru tine, băi, nene. Păi cine s-a pe groapa altă, nu cade în ea? Cade, normal. Ba da, dar ce legătură are asta? Păi eu s-a groapa mea ca să cadă altul în ea, nu cade el, cade acum el, normal. Asta e rege, deștept, dumne, nu mă îngândesc. Ai, ești deștept, nu ești deștept, ești nenorocit, eu. De ce ești nenorocit? Ai, de ce, cum, de ce, uite de ce. Acum trebuie să-mi iei basma curată ca să scap. În ce poți să scap cu basma murdară? Nu poți, nu poți. Bună ziua, stimați telespectatori ai emisiunii Acces Direct fanilor și știu că sunteți milioane și că ne urmăriți. Transmitem în exclusivitate de la mormântul unei vedete post-mortem, un anonim, un necunoscut pe care noi îl vom transforma sub ochii dumneavoastră într-o vedetă. Este vorba de celebrul poștaș, domnul Gheorghe Popescu, poștașul domnului Sergiu Nicolaescu, care a murit și el, Dumnezeu să-l ierte. Stăm de vorbă cu un apropiat al domnului Gheorghe Popescu, un prieten foarte bun și martor ocular al acestei tragedii. Cum l-ați cunoscut pe domnul Popescu? Dar nu l-am cunoscut. Păi cum ați fost la el acasă? Păi da, că m-a rugat să-i schimb bateria de la chiuvet. Nu se poate spune că atunci ați devenit prieteni intimi. Pentru că nu era acasă, el era poștaș și îl umbla, îți ducea să ducă salarii, mandate, alea, pensii. Iată că acum duce pensiile undeva sus îngerilor. Și ce secret v-a dezvăluit domnul Popescu? Mi-a dezvăluit niciun secret. Nevastă-sa mea a dezvăluit niște secrete. Deci, acestimul telespectator, o mărturisire extraordinară, numai la Acces Direct, o legătură extraconjugală a domnului Gianni Lacrima. Cu domnul Gheorghe. Iată două relații extraconjugale și cu domnul Gheorghe și cu doamna Popescu. Stați, doamnă, că nu e nicio... Ce relații? Sunt serios, eu n-am făcut... Serios și potent. Spuneți-ne, ce v-a mărturisit doamna Popescu? Ce secret v-a dezvăluit? Ce a spus? Ei, doamne...
Ei nu prea vorbeau. Ea îl înjura. Cum îl înjura? Zicea... Ce zicea? Zicea... Arză-te ar focul de impotent! Și el zicea, de unde n-am eu norocul ăsta? Iată că norocul i-a surâs. Pentru că noi aici la Acces Direct îi vom îndeplini această ultimă dorință. Se pare că acest om din spatele meu, care se află sub pământ, și-a dorit foarte tare să fie ars. De aceea echipa noastră va duce la un crematoriu unde va avea parte de această incinerare creștinească pe care și-a dorit-o. Dragi prieteni, sunt Cătălin Măruță și tot... Dar o scară de la 1 la 10, mori! Yes. Dragi prieteni, sunt Cătălin Măruță și vă mulțumesc că vă aflați alături de mine la emisiunea Cacchi Hour în direct din Cimitir. În spatele meu se află niște domni irresponsabili care profanează și tulbură somnul veșnic al celebrului Gheorghe Popescu, poștașul marelui regizor român Sergiu Nicolaescu. Domnilor, vă rog foarte mult, nu mai profanați mormântul și astupați groapa la loc. Vă rog! Iată, doamnelor și domnilor, Cacchi Hour face lumină în acest caz. Aici, lângă mine, se află o doamnă care este cea mai în măsură persoană să vorbească despre domnul Gheorghe Popescu. Să rămână, doamnă. Bună ziua! Eu aș vrea să fac o dedicație pe această cale vecinei mele, Panseluța. Vă rog. Stați, liniștiți-vă puțin, doamnă, că nu e vorba de doamna Panseluța aici. Aici este vorba de domnul Gheorghe Popescu, dumneavoastră, cu dânsul ați fost vecin de bloc, din ce știu eu. Am fost, l-am văzut acum o săptămână, când nevastă sa era în pat cu unul. Cu instalatorul ăla. Nu e adevărat! Pata! Yes, yes. Și ce v-a spus? Mi-a spus că îi vine să intre în pământ, o rușine. Stop, iată dovada și anume cum a vrut domnul Gheorghe Popescu să fie îngropat. Ce a făcut după aceea, doamnă? A plecat la țară, la el, că era rușine rău, că îl știa lumea aici. Iată, simpatele stătă numai la Acces Direct, facem lumină. Mortul și-a dorit să fie îngropat la țară, de aceea noi îl vom descropa. Dezgropați-l! Iar noi la Cacchi Hour îl vom îngropa la loc. Dezgropați-l! Îngropați-l! Dezgropați-l! Îngropați-l! Dezgropați-l! Încurcați-vă singur, dați-vă dreacu de sifilitici. Iată numai la Acces Direct. Noi dezgropăm pe cei morți. Iar noi la Cacchi Hour îi îngropăm la loc. Să rămână în partea lui Serghei la toate doamnele și domnișoarele cu ocazia la 1 martie, ziua muierii. Deci azi doza de Serghei egal doza de femei. Deci să ne trăiască amantele, nevestele, soțiile, fetele cu tare și așa mai departe. Vă adevăr că nu se mai poate mânca vă și gura voastră. Deci cadou de Valentine's Day, cadou de dragobete, cadou de 1 martie, cadou de 1 martie, păi rămânem fără bandă, băutură, să moară mama. Dar și când vrea femeia să-ți mulțumească mâncația și gura ta și vine spre tine... Daună totală s-o moară vine. Ca și cele astea îmi plac mie mâncațe și groata, care știu pe ce buton să apese, care știu cum să te facă să te urci pe pereți, care știu cum să te aprindă, înțelegi? Totul e să nu te aprindă odată cu mașina familiei. Eu respect foarte mult mâncația și gura ta pentru că se chinui să facă și ele ce face bărbatul. Adică să învețe să facă exact ce facem și noi. De exemplu, să folosească scara rulantă. Mâncația și gura ta zicea un cercetător ăsta englez că sanchii femeile au creierul diferit al bărbaților. Eu zic că nu e diferit deloc, eu zic că doar e instalat pe dos. Femeile au un avantaj mare față de bărbați mâncava și gura voastră. Orice femeie neajutorată nu e niciodată singură. Asta e mișto la ele și asta îmi place, că se ajută între ele, că se sprijină una pe alta. Se bazează una pe alta mâncava și sunt săritoare rău. Dar și când îi se pune pata pe alta gagică mâncația și gura ta, e bine să nu fii pe-n preajmă. Nu de alta, dar îi se ții perversa cu geanta în cap.
Ce vrem, n-ai cu cine uncați? Niște dragobete. Ele nu se încurcă, mâncați aici groata, munca e muncă, băutură e băutură. Partea proastă e că afli că sunt nebunțe după distracție atunci când e prea târziu. Cu ocazia asta afli și tu că distracția cea mai mare e chiar tu. Just give her a second. Frățioare, concluzia la doza de Serghei de azi e simplă. De fapt, sexul slab suntem doi. Pentru că o femeie, dacă își pune ceva în cap, până la urmă reușește. Hai, noroc, v-am pupat, ne vedem săptămâna viitoare. Da, mă. Da, toți. Știu. Era strâmb, da. Kellner. Am un deget în farfurie. Și ce? Nu vă intre pe gât? Glumiți? Știți cine sunt eu? Sunt cetățean european și am drepturi. Și știi cine sunt eu? Eu sunt șmecher european. Ei, ai înțeles? Și eu am drepturi și stânguri. Și drepturi și stânguri. Și drepturi și stânguri. Dar dumneavoastră totul e în regulă în ciorbă, da? Dacă crezi că ești cetățean european și ai drepturi, vino în România și o să-ți dăm noi drepturi și stânguri și drepturi. Sunt cetățean european și îmi place să primesc drepturi și stânguri și drepturi. O campanie finanțată de Patronatul Șmecherilor din România. În timp ce țara arde, politicienii se piaptănă, iar babele merg cu autobuzul, iată că doi cetățeni încearcă să-și manifeste dragostea unul față de altul, departe de scandalurile și mizeriile din Parlament. Bună seara, cetățeni! Sunt eu, îndrăgitul senator Escu! Și am venit să fac un anunț important. Deranjez? Cam da. Da. Mergeți și faceți ce făceați voi. Gândiți-vă că nici măcar nu sunt aici. Ce faceți? Ați terminat? Păi ce să... Adică noi suntem cam obosiți așa și vreau să dormim. Înseamnă că am venit la țanc! Asta e problema cu voi, cetățenii, în ziua de azi. Mereu dormiți! Știați că în timp ce voi dormiți, țara e răvășită de hoți! Hoți, hoți? Hoți! Exact! Hoți! Hoții care își bat joc de oameni cinstiți ca voi! Hoții care se cătuiesc bogățiile țării! Doamne fără! Care o bat jocoresc ca pe femeie ușoară! Băi, păi și noi ce putem face? Exact, cetățene! Asta e atitudinea! Ce putem face? Ce putem face? Putem să luptăm! Putem să luptăm, cetățene! Să dăm cu ei de pământ! Să-i nimicim! Să-i disperăm! Să-i distrugem! Alo? Greșeală! Cetățene, ești pregătit să lupți? Ești pregătit să alungi toți nenorociții, toți hoții, toți prefăcuții din țară? Eu? Să-i alung? Cine, Vasile? Exact! Tu, Vasile!
Vasile, înscrie-te în partidul meu, Vasile, și hai să alungăm toți nenorăcicii din țară. Vasile, partidul te va răsplăti. Hai, la luptă. Păi nenorocesc. Moarte, hoții! Jos, chiloții! Moarte, hoții, jos, chiloții! Îi termin! Vasile! 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 Hai! N-ai auzit? Moarte, hoții, jos, chiloții! Hai! Că hoții mei au și altă treabă în seara asta. E ordin? De la partid. E ordin atunci cu plăcere. Iisus e mai puternic decât Avramov. Deci stă bine cu barbă? Daci era un nație aia în care ne tragem noi. Dar de unde știi tu cu noi ne tragem cu dracii? Batem cu 5-0 și cu asta basta. Păi stă bine și fără barbă. Daci ăștia erau strămoșii noștri. Cum ar veni nația mătii. Ce fel de ciuperci? Sula calului. Da, fășa mătii. Echipa o fac ea și cu Duhul Sfânt. Lasă că ai vers pe pereți. A luat-o din la... Coluna lui Traian s-a păstrat datorită papei Grigore cel Mare care... Care Traian, Băsescu? Nu zice. De aceea noi, echipa, îl vom dezgropa și îl vom duce la crematerul pentru a avea parte de o ardere creștinească pe care și-a dorit-o foarte, foarte tare. Dragi prieteni, sunt Cătălin Măruță și transmit... Crap! Crăția! Dracului! Crap! 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 Doamne, stai! Barfet! Barfet! Un anonim, un necunoscut pe care noi îl vom trăi. Hai, că hoții mei au și altă treabă în seara asta. E ordin? De la partid! Dacă e ordin, cu plăcere. Dacă e ordin, atunci, cu plăcere. Ha, 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 ha.